al creației, al evoluționismului. Poate aș avea nu neapărat o întrebare, dar un punct de vedere. Am înțeles că ați spus să lăsăm de dragul discuției să nu, să spunem că există mai multe interpretări. Totuși, punctul meu de vedere este în felul următor. Aș încerca să spun faptul că cuvântul iom din limba ebraică se referă strict la o perioadă de 24 de ore, atunci când întotdeauna în Vechiul Testament îl întâlnim însoțit de o seară și o dimineață sau de un numeral cardinal, a doua zi, a treia zi. Lucrul acesta aș putea să-l spun când discut cu cineva care crede în evoluționism. Ca urmare, cuvântul va avea tărie. Deci eu pot să, când citesc Exod 20 cu 11, când în lege spune, Dumnezeu spune să păzești ziua de sabat, căci în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, eu vreau să pot să-l cred pe cuvânt. De asemenea, Domnul Iisus a spus, nu știți că de la început El a făcut bărbat și femeie, începutul acela trebuie bine definit. Ce vreau să spun, dacă eu las ușa deschisă la mai multe interpretări, atunci las ușa deschisă pentru evoluționismul teist, pentru teoria hiatului, lucruri care eu pot să-l conving pe om că trebuie să creadă în Dumnezeu, dar ce fel de Dumnezeu va fi acela pe al cărui cuvânt nu pot să mă bazez 100%. Atunci s-ar putea ca el să înțeleagă când citește Scriptura că izraeliții au înconjurat Erihonul în șapte zile, poate ori fi fost 700 de ani. Ion a stat în pântecele peștului trei zile, o fi stat doar metaforic vorbind. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că dacă nu pot să mă încrede literalmente în cuvântul lui Dumnezeu, în astfel de cazuri, nu literatură profetică, ci când e vorba de iom, împreună cu seară, dimineață sau numeral cardinal, atunci pot ca să atac cuvântul lui Dumnezeu în ce privește, de exemplu, nașterea din fecioară, în ce privește învierea lui Iisus și în alte lucruri. Deci, doar aici am vrut să fac o mică observație. Nu aș lăsa ușa deschisă pentru mai multe interpretări care pot să atace credibilitatea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că va ataca în cel din urmă în persoana lui Dumnezeu pe care eu vreau să o prezint. Mulțumesc. Okay, thank you very much for raising that question. Mulțumesc pentru întrebarea ridicată sau pentru lucru afirmat. My point here has not been to take a stand on the interpretation of Genesis 1. Focalizarea mea sau ideea mea nu a fost să am o poziție asupra ceea ce înseamnă interpretarea din Geneza capitolul 1. I come to this issue very much as a person who works with student evangelism. Vin dintr-un context în care lucrez foarte mult cu studenții pe în partea aceasta de evangelizare. And then in my thinking I have this question, what is it that I want to achieve in this first step? Și gândul meu este ce vreau să obțin în acest prim pas. For most of the students I stand in front of, they do not believe in a creator God. Pentru cei mai mulți studenți înaintea cărora stau, nu cred într-un Dumnezeu și nici într-un Dumnezeu creator. And then my first aim is to help them to take a first step to be open for the idea maybe there is a creator God. Și atunci primul meu pas este să-i aduc în punctul în care să fie de acord cu ideea mai e posibil să existe un Dumnezeu. In that situation I'm less interested in giving them the right interpretation of Genesis 1. Într-o astfel de situație sunt mai puțin interesat de a-i conduce spre o interpretare literară sau mă lupta pentru asta. And I actually think I have some New Testament backup for that attitude. Și cred că am și o încurajare nou testamentară pentru astfel de atitudine. The thought of creation is mentioned over 60 times in the New Testament. Gândul realitatea creației este menționată de peste 60 de ori în Noul Testament.
Very directly, God created heaven and earth. Foarte direct, Dumnezeu a creat cerul și pământul. Or more indirectly, related to God as creator. Sau mai indirect, dar legate de Dumnezeul creator. But it's a very important message of the New Testament, creation. Dar este un subiect foarte important al Noului Testament, și anume creația. But it's important in my view to notice that none of those 60 passages in the New Testament says anything about when and how God created. Este important pentru mine faptul că niciunul dintre aceste pasaje nu este focalizarea primară când sau cum a fost făcut lucrul ăsta. All of them argues that God is the creator of heaven and earth. Toate focalizează pe și se preocupă cu ideea de Dumnezeu este cel care a creat cerul și pământul. So I take that attitude with me when I stand in front of a secular student audience. I want to help them the first step. Iau atitudinea aceasta când stau în fața unei mase de oameni secularizați și vreau să-i ajut să treacă de primul pas. To be open for the possibility that God has created heaven and earth, including them. Să fie deschiși la posibilitatea că Dumnezeu este cel care a creat pământul și cerul și lucrurile acestea. And then later on, of course, we need to deal with Genesis 1 and how to understand day and evening and morning and so on. Și în cele ce urmează, sigur că e important să tratăm și această problemă a Geneza 1, ziua și noaptea și ceea ce înseamnă de fapt perioada aceasta. For every Bible reader, that's an important issue, but I've not taken a stand on here on what is the right interpretation. Pentru orice cititor biblic, lucrul acesta este un lucru important, dar nu în punctul acesta n-am făcut categoric acest pas. In my experience, too many people are blocked if we try to force the full biblical package upon them in one step, so to speak. În experiența mea, cei mai mulți oameni sunt blocați dacă încercăm să ducem întreaga încărcătură a Scripturii într-un singur pas în viața lor. So in a number of issues I have no problem of saying to a non-Christian, oh, leave that issue for the time being. Let's focus on this. În multe ocazii n-am nicio problemă să spun unora lasă lucrul ăsta, să lasă aspectul ăsta pentru moment și hai să ne focalizăm pe asta. Because I'm not sure it will help them to focus on, for example, the interpretation of Genesis 1. Pentru că nu sunt sigur că într-un anumit punct îi va ajuta să focalizeze pe interpretarea aceasta. Mulțumesc. La întrebările pe care le-ați adus în discuție, de cele mai multe ori în discuțiile pe care le avem cu necreștinii, vin ca și niște afirmații din partea lor. De cele mai multe ori, eu personal, acum nu știu alți creștini cum sunt, sunt foarte deranjat, adică chiar mă enervează, o iau personal, o astfel de afirmație. Biblia nu e adevărată, nu există Dumnezeu. Prima reacție ar fi să iau Biblia și să-i dau cu ea în cap. Bineînțeles, nu cred că sunt singurul care simte așa. Întrebarea mea este, cum îmi gestionez eu emoțiile mele și impulsul meu, așa încât să fiu înțelept în răspunsul pe care îl dau? Ce sfaturi aveți pentru situația asta? Yeah, thank you. I think a lot of us recognize exactly what you're talking about. Cred că mulți au putut relaționa la ceea ce spui. And of course it hurts our feeling when people say negative things about God or Jesus and the Bible. Și sigur că ne rănesc situațiile în care oamenii vorbesc într-un mod negativ despre Domnul Iisus Hristos, despre Scriptură. And it should hurt us. If we love Jesus, it will hurt us. Dacă iubim pe Domnul Hristos, lucrul ăsta ar trebui să ne rănească. But we need also, as you said, we need wisdom to deal with our own emotion here. Dar așa cum ai spus, avem nevoie și de înțelepciune pentru a gestiona bine emoțiile. We started with 1 Peter 3.
Am început cu 1 Petru capitolul 3. And Peter's word on apologetics. Și ceea ce spune apostolul Petru despre apologetică. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Să fiți întotdeauna gata să dați socoteală de nădejdea care este în voi. And then he continues. Și mai apoi spune în continuare. But do this with gentleness and respect. Să faceți lucrul acesta cu blândețe. So we should show respect not for every opinion. Cu blândețe și respect. Ar trebui să respectăm nu pentru toate opiniile, but respect for persons as created in the image of God. Și nu respect pentru ceea ce spun, ci respect pentru ceea ce sunt ceilalți ca persoane create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. As person that Christ have died for. Oameni pentru care a murit Hristos, blândețe avem noi. So we should not water down our own conviction. Deci, ceea ce spun este nu să diluăm convingerile noastre. But we need to work with our own attitude so people feel on some level a respect for them. Și să lucrăm la sentimentele noastre și la emoțiile noastre și la starea noastră încât oamenii să simtă la un anumit nivel să simtă o stare potrivită și să simtă un respect. And then we need to challenge each other if we want to live in a pluralistic society. Și dacă vrem să locuim într-o societate pluralistică, where there is freedom of religion, acolo unde este libertate a religiei, then everyone needs some thick skin. Atunci fiecare dintre noi avem nevoie de un pic de piele bătucită așa. So I need to learn to live with people mocking my faith. Trebuie cumva să mă învăț să trăiesc cu oameni care, sau să fiu conștient că sunt oameni în jurul meu care batjocoresc credința mea. Muslims need to learn to live with critique of their prophet. Musulmanii trebuie să învețe să trăiască cu oameni care critică pe Muhammad, care critică Coranul. So they need to learn to live with my critique that I think that Muhammad was a false prophet. Ei trebuie să învețe să trăiască cu critica mea la faptul că eu cred că Muhammad a fost un fals profet. And in a number of ways lived a very ugly life. Și de altfel a trăit o viață foarte urâtă. That's of course hurtful for them. Sigur că lucrul ăsta îi rănește. And I need to think through how I formulate that and how I communicate it. Trebuie să mă gândesc cum să spun lucrul ăsta, cum să formulez lucrul ăsta. But you see my point. Everyone needs some thick skin. Dar înțelegi ce spun, fiecare dintre noi avem nevoie de un pic de to live with criticism. Ca să putem trăi cu în mijlocul criticilor. But in that situation, Christians should be known as people who show respect and humility and love towards others. În acest context, creștinii cred că trebuie să fie cunoscuți ca oamenii care arată respect, care sunt caracterizați de umilință și de dragoste față de ceilalți. So we don't throw the Bibles in the head of people. Să aruncăm cu Bibliile unii după alții. Yeah, okay. Întrebare? Okay, a last question maybe. Da, before. O ultimă întrebare. Yep. Cu privire la răul din lume. Regarding. Pavel spune să biruim răul prin bine. Întrebarea mea este dacă nu cumva o parte din rău e în lume datorită faptului că e mai puțin, prea puțin bine. Și noi suntem responsabili de lucrul ăsta. Present in the world because there is less good present in the world and we are responsible for this. Un pic dacă ar fi acolo atâția oameni buni, spune Dumnezeu, îi spune Dumnezeu lui Avram. Putem să spunem dacă ar fi atâta bine în lumea asta, ar fi mai puțin rău. Ori noi suntem chemați ca să facem binele și să luptăm cu binele. Okay. We have a responsibility as Christians. Jesus has called us to be salt and light.
Avem o responsabilitate creștin fiind, Hristos ne-a chemat să fim sare și lumină. Paul writes about exposing evil. Pavel scrie despre a da pe față răul. And your example of Abraham praying for Sodom. Și exemplul dumneavoastră despre Avram care s-a rugat pentru Sodoma. So we have an important role to play in society. Sigur că avem un rol important de jucat în societate. Both as God's people and a Christian community. Atât ca oameni al lui Dumnezeu și comunități creștine. But also of taking part in the wider society. Dar și ca parte a unei societăți mai largi. And working together with non-Christians in different capacities. Lucrând chiar împreună cu necredincioși în anumite situații.